Gradul de umplere al depozitului ecologic de la Girov, care în acest moment este singurul depozit care deservește județul Neamț, este de 57,9%. Este o cifră de la finalul trimestrului întâi. În ceea ce privește depozitul ecologic de la Piatra Neamț, care a deservit doar municipiul Piatra Neamț, acesta este în procedură de avizare a închiderii. Așteptăm proiectul de închidere, așteptăm memoriul de prezentare, urmând să ca acestea să decurgă după ce se vor aduce toate documentele. Și grupele de gunoi de la Roman și Târgu Neamț? Cele două spații de stocare temporară de la Roman și de la Târgu Neamț și-au asistat depozitarea încă din anul 2017, având condiția ca la finalizarea depozitării să ducă acele deșeuri într-un depozit ecologic autorizat. Au dus o perioadă, o cantitate mică de deșeuri. Unde le-au dus? Le-au dus la Girov. Deci spațiile de stocare temporară de la Roma și de la Târgu Neamț prezent sunt o sursă de infecție. Primăriile respective doresc să închidă cele două spații in situ, dar având în vedere modul cum au fost reglementate de către Agenția de Mediu Neamț, nu putem accepta această variantă.